Tom a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ce mare pierdere! Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul! Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă uitați de câte, de câte ori zice dacă. De multe ori am fost în valea lui dacă. Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, Dumnezeu să dea pace din belșug în dimineața aceasta. Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele. Și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Vă în vigor respect să vă așezați. După cuvântul lui Dumnezeu, au trecut astăzi, au trecut 8 zile de la învierea Domnului Isus. Deci cumva săptămâna trecută în ordine cronologică, din punct de vedere istoric, Domnul Hristos a înviat dintre cei morți. Acum, dragilor, am ajuns în Duminica, în Duminica Tomi. Cum spunea mai devreme, ce extraordinar Dumnezeu avem să vedem că ia un om îndoielnic, un om care are câteva abateri în domeniul credinței, un om care este slăbit în domeniul credinței și îl duce într-o zonă când îl așează din nou sub puterea credinței în așa fel încât Duminica aceasta este cunoscută în întreaga lume ca Duminica Tomi. Ați avut vreodată abateri în domeniul credinței? Ați simțit că slăbește credința? Ați avut îndoieli? Ați ajuns în faze în care nu ați mai crezut? Fiecare dintre noi am parcurs valea aceasta. Știți uneori când ne merge bine, sigur, avem entuziasm, avem elan, suntem activi, în, implicați în lucrarea lui Dumnezeu, până când vine un eveniment, până când vine o situație, până când vine o boală, până când vine un diagnostic, atunci lucrurile se mai schimbă. Credința noastră este afectată. Starea noastră de spirit este afectată. Multe lucruri se pot schimba în viața noastră, așa cum s-au schimbat și în viața lui Toma. Dar mulțumim lui Dumnezeu că el poate să facă lucruri minunate în dreptul fiecăruia dintre noi. El poate lucra chiar și cu un om îndoielnic în dimineața aceasta, pentru că duminica tomei ne descoperă nouă câteva lucruri extraordinare. Vedeți, dragilor, în duminica învierii, data trecută, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a arătat Mariei, s-a arătat femeilor, apoi s-a arătat lui Petru, s-a arătat lui Ioan, apoi pentru că Domnul Hristos prețuiește biserica, prețuiește comunitatea spirituală, prețuiește părtășia, s-a dus în cadrul părtășiei lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a arătat în mijlocul lor. Probabil că ucenicii stăteau așa în cer, cum stăm noi seara la rugăciune, și dintr-o dată, în mod surprinzător, apare Hristos în mijlocul lor și le dă un mesaj de care aveau tare nevoie. Pace vouă. Ei erau tulburați, aveau nevoie și de iertare pentru că se simțeau uh, trădători că au fugit de lângă Hristos. Aveau nevoie și de pace pentru că sufletul lor era tulburat. Aveau nevoie și de curaj, aveau nevoie de prezența Domnului nostru Isus Hristos. Pace vouă. El a venit în mijlocul lor. Apoi, dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că după 8 zile calendaristice, Domnul Iisus Hristos se arată din nou. Apoi, în seara aceleași zile, cea din 3-a săptămânii, pe când ușile erau încuiate, Ucenici erau acolo de uh, grupați de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis uh, pace vouă. Ei s-au bucurat, dragilor, că Domnul Isus Hristos, dincolo de, de cuvinte, le arăta și semnele rănilor lui. Deci, după cum vedem, după 8 zile, ei erau din nou împreună în casă. Să știți că în textul grecesc apare o formă de trecut care arată că ei erau de mai mult timp împreună. Deci, ei erau de mai mult timp împreună. Probabil că după Duminica Învierii, când Domnul Isus Hristos li s-a revelat, uh, unii dintre ei cred că nici n-au mai plecat acasă. Nu știu la cine erau acasă, Biblia nu specifică cine și a pus casa la dispoziție, doar știm din text că erau erau într-o casă, se aflau într-o casă. Din punctul meu de vedere, un om care îl întâlnește pe Hristosul înviat, nu mai găsește nicio satisfacție. Nu mai are nicio altă prioritate decât prioritatea de a sta în prezența lui Dumnezeu. Deci textul grecesc Apare aici ca o formă de trecut care arată că erau de mai mult timp împreună. Probabil că unii dintre ei nu s-au mai dus acasă. Au mâncat împreună, s-au rugat împreună și au vorbit împreună despre apariția Domnului Isus Hristos în mijlocul lor. Dragilor, deja aici se născuse o comunitate și cum spuneam deseori, deja acolo, chiar dacă erau puțini ucenici, era deja comunitatea învierii. Pentru că Domnul cel glorificat, cel în viață, arătase în mijlocul lor. Pe de altă parte, fricoșii aceia au devenit o comunitate a speranței, a curajului, a bucuriei, a bucuriei, a iertării. Mă gândesc la entuziasmul ucenicilor, care a fost extraordinar. Domnul în viață arătaselor. Mișcarea aceasta pur și simplu a început să ia amploare, din zi în zi a luat amploare, comunitatea asta a început să crească într-un mod extraordinar. Vorbim, vorbeam în vinerea mare despre faptul că ei au simțit că misiunea lor a fost pur și simplu încheiată într-un mod tragic prin moartea lui Hristos la cruce. Că mântuitorul lor a dispărut de pe fața pământului și că motivația lor a rămas blocată. Au rămas neputincioși, nu mai aveau motivația să meargă mai departe. Însă, prin prezența extraordinară a Domnului nostru Isus Hristos, misiunea continuă, mântuitorul trăiește și motivația este ridicată la nivel puternic de entuziasm. Binecuvântat să fie Domnul. Acolo, chiar dacă erau puțini la început, vedem că această comunitate crește într-un mod extraordinar. Dacă ne uităm în textul din Ioan, o să găsim că. Ioan afirmă faptul că n-au fost scrise toate lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Acum eu vă întreb în dimineața aceasta pe dumneavoastră. Biblia spune că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a arătat la peste 500 de oameni deodată. Înseamnă că erau 500 de oameni strânși într-un loc. Deja comunitatea a crescuse foarte mult. De la 11 ucenici sau 10 ucenici fără Toma și fără Iuda, deja în scurt timp, în câteva zile, comunitatea ajunsese la 500 de oameni pentru că, spune Scriptura, deodată s-a arătat, nu pe rând, deodată, înseamnă că acolo erau 500 de oameni în părtășie, 500 de oameni care vorbeau despre învierea Domnului nostru Isus Hristos și ce amploare a luat mișcarea aceasta, o amploare extraordinar de mare. Și acum vă întreb, Vedeți, Scriptura nu relatează ce s-a întâmplat în momentul în care 500 de oameni l-au văzut pe Hristos înviat. Ce frumos ar fi fost să fi avut mai multe date, mai multe explicații cu privire la lucrul acesta. Ce s-a întâmplat acolo când Hristos deodată s-a arătat la peste 500 de frați. Dincolo de faptul că nu sunt menționate femeile, comentatorii spun că erau și femei acolo și sigur că erau mult mai, mult, mult mai mulți frați și mult mai multe surori. Deci, comunitatea era mult mai mare. Dragilor, aici putem vedea parcursul bisericii după înviere. Întâi de toate, biserica formată din ucenici a rămas unită, începând din prima zi a învierii din istorie, cu toate derapajele lor, cu toate temerile lor, cu faptul că au fugit în prima instanță. Vedem că biserica după înviere a rămas unită de, de, de la început, din prima zi a învierii. Apoi, i-a păstrat cumva pentru o perioadă același loc de închinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după 8 zile erau din nou în casă. Probabil în aceeași casă, dar când comunitatea a început să crească, sigur că au găsit alte locuri în care au putut să se întâlnească. Probabil că au ieșit undeva la pădure, undeva într-un loc unde ar fi putut să, să se dezvolte mult mai bine comunitatea respectivă. Găsim că ei se întâlneau și în sinagogă mai târziu, se întâlneau și în case, în decursul istoriei s-au întâlnit și în catacombe, apoi au ridicat și temple și clădiri, și avem astăzi posibilitatea pretutindeni să-L vestim pe Domnul nostru Isus Hristos. Și apoi, dragilor, vedem că biserica primară din Ierusalim a sărbătorit duminica alături de sabat. Deci sâmbăta era sabatul, dar biserica în prima zi a săptămânii, adică duminica a început să sărbătorească, pentru că sunt dispute și astăzi între oameni care spun că nu, Biserica Catolică ar fi propus ziua de duminică. Nu, vedem aici că ucenicii în prima zi a săptămânii care era duminica deja se întâlneau. În contextul acesta s-a prezentat Domnul Isus Hristos a treia oară, drept cel înviat, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Dragilor, personajul principal din mesajul nostru din dimineața aceasta este Toma zis geamănul sau Toma necredinciosul cum știm noi. Și din duminica Tomii Mulțumesc că ne-ai ajutat, frate Mihai. Din duminica Tomi, unii mi-au zis, de ce nu zici Tomei? M-am uitat pe internet, e Tomi. Așa scriu toți. Deci din duminica Tomi, înțelegem următoarele trei lucruri. În prima instanță, dragilor, înțelegem cât de important este să fim cu sfinții în biserică. Cât de important este să fim cu sfinții în biserică, pentru că părtășia creștină este onorată de prezența divină. Repet, părtășia creștină, este onorată de prezența divină. Pe când erau cu ușile încuiate, nu contează în ce condiții se afla poporul lui Dumnezeu, Hristos a deschis inimile lor pentru că a venit în mijlocul lor, a stat în mijlocul lor și le-a zis. Astfel, vedem că părtășia creștină este onorată de prezență divină. Dragilor, noi nu venim duminica la biserică că nu avem ce face acasă. Am avea multe treburi de făcut și acasă. Au rămas și acasă lucruri nerezolvate. Nu venim duminica la biserică ca să respectăm un set de reguli cu rigurozitate, reguli religioase, tradiții, obiceiuri. Nu venim la biserică pentru că vrem să îndeplinim niște ritualuri seci și reci. Noi nu de asta venim la biserică. Venim la biserică pentru că am experimentat în anii noștri de credință că părtășia creștină este onorată de prezența divină. Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. El a spus, acolo unde sunt doi sau trei Se formează deja o comunitate Se formează deja o biserică Și acolo unde sunt doi sau trei Adunați în numele meu Spune Domnul Iisus Hristos Acolo părtășia este onorată de prezență divină Sunt și eu în mijlocul lor A spus Domnul Iisus Hristos Și noi asta credem Acum dragilor Toma realizează cât de important este Să fim părtășie cu frați Cât de important este să fii la biserică el pierduse deja privilegiul primei întâlniri cu Domnul cel Înviat în Duminica Învierii. Ratase acest moment deosebit. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei, menționează Duhul Sfânt, când a venit Isus. Nu era cu ei, vedeți? Duhul Sfânt, dragilor, contabilizează fiecare gest mărunt făcut față de Evanghelie. Fiecare gest mărunt. Dar și prezența sau absența noastră de la biserică. Duhul Sfânt contabilizează. Dragilor, uneori noi, noi nu ne putem da seama cât că eu sunt atent în fiecare zi. Eu și astăzi știu cine lipsește de la biserică. Unii motivat, alții nemotivat lipsesc în dimineața aceasta. Eu știu cine, dar dincolo de mine care sunt limitat, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu știe mai bine decât noi cine lipsește în dimineața aceasta de la biserică și mai mult decât atât cine este prezent în dimineața aceasta aici în părtășia creștină. Toma este marele absent în ziua învierii, în prima zi a învierii. Și în momentul în care Toma este absent, el este în afara acțiunii, este scos de pe platou. Dragilor, îndoiala lui Toma l-a ținut departe. Îndoiala lui Toma l-a ținut departe de părtășie, l-a ținut departe de biserică, l-a ținut departe de comunitate. Uneori îndoiala te poate ține acasă, te poate plimba pe nicăieri, te scoate din context, te duce în afara timpului, te face să ratezi o mulțime de ocazii deosebite și va veni vremea, dragilor, cum spuneam și altă dată, va veni vremea când ne vom uita la fotografii, va veni vremea când ne vom uita la realizări și, din nefericire, unii dintre noi care am fost absenți vom vedea că noi nu suntem în fotografii. Că noi nu am pus umărul acolo când a trebuit să fim aproape de comunitatea spirituală. Că n-am fost în cele mai grele momente când biserica a parcurs văi adânci, noi nu am fost acolo. Și bucuria va fi pe umerii celor care se vor vedea în fotografie și vor fi răsplătiți de către Domnul cel înviat. Vedeți, singurul care lipsește din poza, din ziua învierii, este Toma. El este marele absent. Și astăzi, dragilor, în timp ce noi stăm la părtășie, în timp ce noi stăm la biserică, în timp ce noi știm că părtășia creștină este onorată de prezența divină, sunt o mulțime de creștini, nu oameni laici, că am văzut o parte dintre vecinii mei care își tundeau gardul, își vopsesc gardul, își deschid o sticlă, beau cafeaua pe terasă, au tot felul de activități. Cu toate că trăim într-un context religios. Dar în momentul în care noi suntem la părtășie în dimineața aceasta, pentru că vreau din tot sufletul să învățăm cât de importantă este părtășia creștină. Și cât de importantă este biserica, în momentul în care noi stăm aici, unii creștini se plimbă în parc, alții creștini sunt pe la terase în momentul acesta și unii dintre ei să știți că vor rămâne cu experiența parcului, cu ce au văzut în parc, alții vor rămâne cu experiența terasei și atunci când ieșim afară, lumea caută să-și imprime caracterul ei în noi, dar atunci când intrăm înăuntru și suntem la părtășie creștină, Hristos își imprimă caracterul lui în noi. Ca să fim asemănători lui În prima zi a învierii, dragilor, Toma este marele absent În cea mai importantă zi din istoria omenirii El era plimbat de îndoială prin alte părți Pe de altă parte, dragilor, noi trăim cele mai importante zile ale istoriei Trăim sfârșitul acestei istorii Cele mai importante zile din istoria omenirii și mulți dintre noi sunt absenți. Din nefericire, mulți dintre noi sunt absenți. Nu fac parte din părtășia creștină, pentru că diavolul le dă de lucru. Satana le dă de lucru, Satana îi plimbă în îndoială, în dezamăgire. Unii se plimbă pe afară pentru că sunt atrași de ispitele lumii, de tentațiile lumii, de plăcerile lumii. Dar în dimineața aceasta învățăm cât de importantă este părtășia părtășia cu poporul lui Dumnezeu, cât de importantă este biserica. Uitați-vă din vechime ce spune cuvântul lui Dumnezeu în anticipare uh, formării deja comunității spirituale a bisericii. Maleahii 3 cu 16 spune astfel, atunci cei ce se tem de Domnul, ascultați, atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Asta înseamnă că erau deseori în oamenii aceștia. Domnul a luat aminte. Vreau să spun în dimineața aceasta că Domnul tău și Dumnezeul tău ia aminte! Domnul tău ia aminte în dimineața aceasta. Pe de altă parte, spune și a ascultat. Domnul ascultă rugăciunile noastre în dimineața aceasta. Noi suntem aici pentru că părtășia creștină este onorată de Prezența Divină. Și apoi, o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui, cât de importantă este părtășia. Ascultați ce spune Domnul, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care eu o pregătesc. Eu voi avea milă de ei, Dumnezeu are milă de noi în dimineața aceasta, cu mare milă un om de fiul său pe care, care îi slujește. Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu și priviți ce promisiune extraordinară menită să ne încurajeze. Atunci, cei ce se tem de Domnul vor fi întotdeauna la părtășie când este programată părtășia. Vor fi totdeauna la biserică când avem program la biserică și în zilele bune și în zilele rele și atunci când avem evenimente și atunci când nu avem, avem evenimente și atunci când avem invitați și atunci când nu avem invitați. Ei vor fi la părtășie, cei ce se tem de Domnul vor fi la părtășie. Vedeți, cu alte cuvinte găsim aici o rămășiță de oameni din acea mare mulțime care se temea de Dumnezeu. Ei se întâlneau împreună și vorbeau împreună cu unul cu altul, aveau părtășie și iată ce se întâmplă, dragilor, când cei ce se tem de Dumnezeu au părtășie unii cu alții. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. În toată Scriptura, dacă vă uitați, acest fapt că Dumnezeu, găsim acest fapt că Dumnezeu înregistrează în cartea sa ceea ce este semnificativ. Și ziua aceasta este înregistrată în cartea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne prezintă aici câțiva credincioși, smeriți și ascunși. Ei sunt o comoară deosebită pentru Dumnezeu. Aceștia sunt vor fi cruțați și binecuvântați fiind recunoscuți ca cei ce sunt ai Domnului, sunt juvaierele lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ei sunt juvaierele lui Dumnezeu, sunt comorile lui Dumnezeu, dragilor. Ne numărăm printre cei care iubesc părtășia creștină, conștienți de faptul că părtășia creștină este onorată de prezența divină. Dragilor, să știți că în spatele acestei scene a bisericii, a comunității spirituale, să știți că în spatele acestei scene se desfășoară cu totul alte lucruri, divertisment, drame, tragedii, nimicuri. În aceste zile e foarte ușor să te îndepărtezi de biserică. Îndoiala te poate face să te îndepărtezi de biserică și să pierzi atâtea privilegii pe care Dumnezeu le oferă celor care stau în părtășia creștină. Descurajarea te face să te îndepărtezi de biserică. Dezamăgirea te face să te îndepărtezi de biserică. Pretențiile exagerate te face să te îndepărtezi de biserică. Paradigma de gândire te face să te îndepărtezi de gândire. Mofturile te fac să te îndepărtezi de biserică. Biserica te face să te îndepărtezi de biserică. Diavolul te face să te îndepărtezi de biserică. Hristos ne cheamă la biserică. Hristos ne cheamă în părtășie să fim unii cu alții. Dragilor, pe unii poartă îndoiala, pe alții descurajarea. Pe unii pur și simplu lenia nu-i lasă să vină la biserică. Azi ne uităm online, veniți la biserică să faceți parte din părtășia creștină. Pe alții indiferența, dar există o rămășiță care continuă să se întâlnească și să aștepte pe Domnul. Slavă Domnului că suntem aici în dimineața aceasta. Biblia spune că își mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în, în, co, în cort, corturile răutății. Dragii mei, cuvintele acestea vin în dimineața aceasta să ne vorbească și să ne facă să înțelegem cât de important este să petreci timp în casa lui Dumnezeu. Fiecare zi petrecută în altă parte este o mare pierdere. Biserica este fondată de Hristos. Hristos este capul bisericii. Dragilor, este, biserica este zidită pe temelia pusă de apostoli și de proroci, a cărei piatră unghiulară este Hristos. Biserica este formată din totalitatea credincioșilor mântuiți prin jertfa Domnului Isus Hristos, chemați din mijlocul acestei lumi ca să alcătuiască, ca să constituie un popor ales al lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Noul Testament, biserica este înfățișată ca templu al lui Dumnezeu. Putem spune că aici este templul lui Dumnezeu. Pe de altă parte putem spune că biserica este un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aici este un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și dacă este locașul lui Dumnezeu, dacă este templul lui Dumnezeu, el este prezent aici în dimineața aceasta. Biserica este trupul lui Hristos și casa lui Dumnezeu. Pavel i-a spus lui Timotei să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Totodată, Biserica reprezintă mireasa lui Hristos și împărăția lui Dumnezeu. Și acum vreau să întreb pe cei care nu vin la biserică, dar vor să fie mireasă în cer. Ce gândesc despre ei? Că ei sunt, ei sunt în niște accesorii atât de importante, ei nu participă cu mireasa aici pe pământ, dar vor să participe cu mireasa acolo sus. Ce vor să fie ei? Niște accesorii, așa, care ies mai mult în evidență în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu iubim mireasa aici, cum să facem parte din mireasă? Acolo sus în împărăția lui Dumnezeu. Dragilor, să știți că scopurile bisericii pe pământ este să prezinte împărăția lui Dumnezeu. Noi când suntem aici, prezentăm împărăția lui Dumnezeu. Apoi predicăm Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu sufletelor nemântuite. Vedeți? Misiunea noastră, mandatul Marii Trimiteri este afișat acolo. Pe de altă parte, biserica trebuie să militeze pentru instaurarea echității și propășirii sociale pe pământ. Trebuie să pregătească pe credincioși pentru moștenirea Împărăției Lui Dumnezeu. Dragilor, Domnul Iisus Hristos iubește biserica. Și orice om născut din nou trebuie să iubească biserica spune cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Hristos îngrijește biserica sa cu drag, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pe de, altă, pe, pe de, altă, parte, biserica are nevoi, dragilor, și sunt unii oameni care nu vor să acopere aceste nevoi din cadrul bisericii noastre. Vedeți? Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a deveni membri în familia sa. Acum deci nu mai sunte străini, ci concetățeni cu sfinții, cetățeni împreună cu sfinții din casa lui Dumnezeu. Să știți că al urma pe Hristos, dragilor, nu este doar o chestiune de a crede, ci este și o chestiune de includere și apartenență. Viața creștină nu este de unul singur, punct. Viața creștină, dragilor, este menită să fie trăită în comunitate, în biserica Domnului nostru Isus Hristos. El ne-a dat biserica spre beneficiul nostru. Și astfel trebuie să rămânem în părtășia creștină ca să beneficiem de prezența divină. Toma realizează ce înseamnă părtășia creștină. Toma realizează pierderile pe care le-a avut timp de o săptămână, îndoiala l-a purtat și l-a dus dintr-o parte în alta, frământat, descurajat, fricos, debusolat, pur și simplu nu mai știa ce să facă, dar a gustat după 8 zile ce înseamnă din nou părtășia, pentru că părtășia creștină este onorată de prezența divină. De prezența divină. Dragilor, cel mai scăzut nivel la Dumnezeu, cel mai scăzut nivel la Dumnezeu este cu mult mai bun decât nivelul cel mai ridicat al diavolului. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta că cea mai slabă slujbă religioasă din cadrul Bisericii este un nivel mai înalt decât tot ceea ce poate să ofere diavolul în afară. Cât de important este să fim în părtășie. Nu întotdeauna lucrurile merg așa perfect cum ne-am dorit. Dar dați-mi voie să vă spun că fiecare participare la biserică este deosebit de importantă și tot lucrează ceva în noi, mult mai durabil, mult mai, mult mai binecuvântat decât ceea ce lumea ne oferă. Pentru că atunci când vorbim despre prezența Domnului, nu există grad de comparație. Nu putem concepe gloria, frumusețea, bucuria, dragilor, libertatea de a fi acolo unde este Hristos și unde s-ai săi. Toma realizează cât de importantă este părtășia. L-a luat în doiala de umeri și l-a plimbat, l-a dus cine știe pe unde l-a dus. L-a fi ținut în casă, l-a băgat în depresii, l-a izolat, probabil l-a purtat pe străzi. Dar după 8 zile îl găsim în cadrul părtășiei și descoperim că părtășia creștină este onorată de prezență divină. De ce venim noi la biserică? Ca să respectăm niște ritualuri? Că avem o datorie? Nu venim la biserică pentru că suntem conștienți că în mijlocul nostru coboară Domnul Isus Hristos. Coboară Domnul Isus Hristos. Primul lucru pe care îl învățăm în Duminica Tomii e că părtășia creștină este onorată de prezența divină. El este cu noi în dimineața aceasta. Binecuvântată fie prezența lui peste fiecare dintre noi. Apoi, dragilor, al doilea lucru pe care îl învățăm din Duminica, din, din duminica Tomii este extraordinar. Este Duminica în care învățăm că rănile lui pot vindeca rănile noastre. Rănile lui pot vindeca rănile noastre. Apoi a zis lui Tom, dus degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Putem spune multe lucruri despre Toma. În prima instanță, până la moartea Domnului Hristos, să știți că Toma este curajos, are spirit de inițiativă, este activ în lucrarea lui Dumnezeu, este un tip carismatic, un tip plăcut, este în mijlocul acțiunii. Deseori în viața noastră, am parcurs drumuri cu Domnul Hristos și am avut reușită și am avut biruință și am văzut miracole și am văzut puterea lui Dumnezeu. Așa a fost și Toma și credința lui era debordantă, avea curaj, a zis, hai să mergem, să murim împreună cu el, așa spune Toma. El are spirit de inițiativă, spune, sunt pregătit să mă duc cu Domnul meu. În mintea lor se desfășurau evenimente după cum gândeau ei. Însă, dragilor, când a ajuns Toma să fugă de lângă Hristos, deja credința lui a început să fie rănită. A zis ceva nu-i bine cu mine. Și apoi când a văzut că mântuitorul lui a fost crucificat, Toma a avut parte de o credință rănită. Când vorbim despre îndoială, putem vorbi despre o credință rănită. Să știți, dragilor, că mulți dintre oamenii care nu vin astăzi la biserică sunt oameni răniți, sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni cu o credință rănită. Toma cu credința lui rănită. Și atunci când ai credința rănită, nu ai nevoie, nu ai nevoie de nimic altceva decât de rănile Domnului Isus Hristos care te pot vindeca. Nici o experiență supranaturală, nici o altă revelație, nicio o altă persoană, nicio altă divinitate, nimic nu-ți poate umple golul, nimic nu-ți poate satisface uh, sufletul, setea sufletului. Dragilor, un om care a experimentat cu Hristos și ajunge într-o zonă de îndoială, și fiind plimbat de îndoială, unii dintre creștinii care au gustat și au văzut ce bun este Domnul și s-au îndepărtat de biserică, sunt cei mai nefericiți oameni de pe pământ. Nu se pot bucura niciodată, pentru că experiența prezenței lui Hristos este cea mai satisfăcătoare. Ea umple golul, ea umple vidul, ea umple viața noastră. Și în momentul în care Toma s-a îndepărtat de comunitate, s-a îndepărtat de biserică și de Hristos, a fost cel mai nefericit om. De aceea spun public și spun celor care ne urmăresc pe internet. Toți cei care v-ați îndepărtat de biserică sunteți cei mai nefericiți oameni. Puteți să faceți bani, puteți să gustați plăcerea. Le-am gustat și eu și plăcerea, și banii, și popularitatea, și viața, și divertismentul. Și am fost cel mai nefericit om. Pentru că cine gustă cât de bun este Domnul, nu mai poate fi fericit niciodată în lumea aceasta. Tocmai de aceea Toma când spune, măi băieți, l-ați văzut pe Hristos? Da. Eu pur și simplu dorința mea, dorința mea e să văd rănile acestui Hristos, pentru că prin rănile lui Hristos noi suntem tămăduiți. Nicio o altă experiență spirituală nu ar fi fost satisfăcătoare pentru Toma, ci Toma ar fi vrut să vadă rănile Domnului nostru Isus Hristos. Nu voia să vadă nu știu ce entitate, nu știu ce divinitate, nu știu ce putere supranaturală, ci dacă Hristosul despre care vorbesc colegii lui are semnele cu elor. Are semnele Rănilor, voia să-L vadă pe Hristos și rănile Lui. Dimineața aceasta vreau să spun, dragilor, că orice experiență religioasă, și spun public, puteți să mă condamnați, și condamn cu vehemență în dimineața aceasta pe acest preot, călugăr, pimen, care în săptămâna patimilor l-a trădat pe Hristos mai rău ca Iuda. Mesajul central al Evangheliei și al Revelației este Isus Hristos și nimeni altcineva. Nu un apostol, numai ca Domnului cu tot respectul, este Isus Hristos. Orice revelație religioasă care nu îl revelează pe Hristos este o experiență falsă. Diavolul se preface într-un înger de lumină și se poate deghiza în anumite entități spirituale. Un călugăr din vechime, care contempla cu Dumnezeu, se ruga cu Dumnezeu. În timpul rugăciunii a avut parte de o viziune glorioasă. A văzut persoana, în prima instanță, a Domnului Isus Hristos. Acest călugăr care era înțelept a fost pur și simplu fascinat de această imagine a lui Hristos. Însă la un moment dat s-a uitat cu dubiu spre persoana respectivă acest călugăr și a zis Te rog, arată mâinile tale. Personajul i-a arătat mâinile. Imediat că lugărul a exclamat, îndepărtează-te de mine, pentru că mâinile tale sunt netede și nesigure. Mâinile mântuitorului meu sunt străpunse de piroane și rănite. Îndepărtează-te, impostorule. Dragilor, noi vrem să vedem rănile Domnului nostru Isus Hristos în dimineața aceasta. Pentru că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Când El a înviat dintre cei morți o revelație autentică, îl descoperă pe Hristos glorificat, dar cu rănile în palme, în picioare și în coastă. Nici o altă experiență religioasă nu poate fi autentică decât revelarea Domnului nostru Isus Hristos. Vedeți? Toma a cerut să vadă rănile ca și acel călugăr. Pentru că religia creștină, dragilor, nu este doar o religie a gloriei și a misterului, ci și recunoașterea durerii. Ci și recunoașterea durerii. Credința creștină, să știți că este un act curajos. De aceea, deseori, credința este rănită. Spunea Dostoevski în felul următor, că tot vorbea Paul astăzi despre dezamăgiri, despre momente mai grele. Dostoevski a fost credincios și el a spus în felul următor, nașterea unui copil ne vorbește despre un Dumnezeu care ne iubește. Ce bucuros suntem, nu? Dar moartea unui singur copilaj pune sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu. Asta spunea Dostoevski. Pe de altă parte, Eli Weasel vorbește despre prima sa noapte într-un lagăr de concentrare, când a văzut cum au fost aduși, descărcați și aruncați într-un șanț cu foc o căruță de copii. N-am să uit niciodată noaptea aceea, prima noapte de lagăr, care mi-a preschimbat viața mea într-o singură noapte lungă, de șapte ori blestemată, de șapte ori zăvorâtă. N-am să uit niciodată clipele acelea care mi-au ucis sufletul, mi l-au ucis pe Dumnezeu în care credeam și mi-au preschimbat visele în țărână. N-am să uit niciodată toate acestea. Niciodată. Toma când a fost cu Hristos s-a bucurat de miracole, s-a bucurat de lucrări extraordinare, de cuvântul lui, de propășire, Însă în momentul în care Hristos, acest eveniment, acest eveniment care părea atât de tragic, a fost pironit pe cruce, deja Tom avea o credință rănită. Cum și noi deseori avem o credință rănită, dragilor. Când Eli Weasel este rugat să-și descrie credința, el folosește adjectivul rănită. Credință rănită. Tradiția mea spune că nicio inimă nu este atât de sănătoasă precum o inimă zdrobită. Iar eu aș spune că nicio credință nu este atât de solidă precum o credință rănită. Eu cred și totodată mă îndoiesc. Tăișul lamei trece prin sufletul meu. Dragilor, credința lui Tom a fost rănită și a văzut Mântuitorul crucificat, brutalizat. Cum și credința noastră este rănită deseori. Noi nu ajungem să negăm existența lui Dumnezeu. Eu nu concep să ajung să negi existența lui Dumnezeu, oricât de tragic ar fi viața. Dar noi negăm prezența lui. Negăm bunătatea lui. Negăm dragostea lui. Vedeți, dragilor, când suntem răniți, deseori îi spunem lui Dumnezeu: Nu-ți pasă de noi. De ce întârzi atât de mult? Tu nu ne iubești. Tu nu ai putere să ne izbăvești. Deseori, în viața noastră, dragilor, trecem ca și Toma prin valea lui: Dacă, 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 dacă. Uitați-vă la Marta care vine în întâmpinarea Domnului Isus Hristos. Îi spune plângând Domnului Hristos, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Cum spunem noi uneori, Doamne, dacă ai fi intervenit mai repede. Dacă ai venit, Doamne, să mă mângâi, dacă ai venit, dacă, dacă. Uitați-vă apoi la Maria, vine după Marta, se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă ai fi fost aici, spune Mar Maria, n-ar fi murit fratele meu dacă nu este un cuvânt folosit pe vârful muntelui, dacă este un cuvânt folosit în valea plângerii, în valea îndoielii, a disperării, noi spunem deseori ca și tatăl acelui copil, spunea fratele Nicu Matei, am văzut fotografiile respective, nu le-am pus pe grup, m-au tulburat profund. Nu cred că există durere mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copilul schimonosit, desfigurat de boală, tot trupul era înnegrit de problema respectivă, picioarele, mâinile legat la aparate. Nu cred că există durere mai mare pentru un părinte, dragilor, în situația aceasta și nu cred că exista durere mai mare ca durerea acestui tată disperat care își vedea fiul chinuit de diavol aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare, pentru că asta e misiunea diavolului. Și tatăl nu putea să facă nimic, nici cu medicamente, nu avea forță să-l oprească din episoadele acestea, când fiul stătea și dintr-o dată se arunca în, în foc, se arunca în apă. Ca diavolul să-l omoare, cunosc pe cineva care era sub posesie demonică, s-a dus în spatele unui zid, fugea de îngrijitorii lui ca să nu-l prindă, s-a așezat cu spatele lângă zid și a dat cu capul în zid cât a putut de tare și a căzut lat acolo jos. Pentru că diavolul chinuia pe acest om. Apoi când l-au dus la mare, l-au dus la mare, tânărul acesta a fugit în apă și se arunca sub apă ca să se nece acolo. Acum imaginați-vă durerea acestui tată care își vede fiul aruncat de diavol când în apă, când în foc. El nu mai poate să facă absolut nimic. Și dragilor, ca și el uneori suntem și noi. Dar dacă, dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne, dacă poți face ceva. Noi avem un dac al nostru, dragilor, dar să știți că și Domnul Hristos are un dacă al lui. El ia dacă, acest dacă al nostru de sub puterea înduielii și îl mută sub puterea credinței. Pentru că Domnul Iisus Hristos a răspuns, tu zici, dacă poți, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, spune Domnul Iisus Hristos. Și acest dacă al nostru, ia, acel dacă al lui Toma în dimineața aceasta, Toma care este printre noi, îndoielnic, necredincios și îl mută sub puterea credinței. Tu îi spui, dacă toate lucrurile sunt permise, sunt cu putință dacă crezi, aleluia. Dar omul acesta avea o credință nesigură, rănită și apoi descoperim că avea și o rugăciune nesigură și rănită. Știți ce spune omul acesta? Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu e omul acesta ca și noi sau nu suntem noi ca și el? El zice, de fapt, cred și mă îndoiesc. Problema e prea mare. Sper și mă tem. Mă rog și șovăi. Cer și mă îngrijorez. Cred, ajută-ne credinței mele. El spune, de fapt, Doamne, întepărtează de la mine acest element. Elementul dacă îndepărtează-l de la mine. Și cum răspunde Domnul acestei situații? Mă sunt șocat de necredința ta. Foarte rău pentru tine că n-ai crezut. Nu am timp pentru o asemenea cerere insultătoare. Spune asta Domnul Hristos? Nu. Iisus nu spune asta. Nu pleacă de acolo cum pleacă carismaticii, care vin și ne promit vindecări, și atunci când nu se realizează, ne ceartă că n-am avut credință. Tot vina noastră e. Știți ce face Domnul Isus? Ia privirea de la tată și se uită la copil. Și ia durerea tatălui și o materializează în vindecare. E acel dacă de sub puterea îndoielii în dimineața aceasta, dragul meu, și îl mută sub puterea credinței. El are un dacă al lui, băiatul acesta este vindecat și rămâne în picioare. El va crește, își va face prieteni, va învăța tora, se va căsători, va ajunge bătrân și își va aduce aminte întotdeauna de ziua în care acel tânăr rabin pe nume Iisus l-a vindecat, binecuvântat să fie Domnul. Însă, dragilor, trebuie să fim realiști. O boală te poate da peste cap, în orice zi te poate da peste cap. În momentul în care îți vezi copilul neputincios și noi știm durerea fratelui Matei, este cumplit, te poate da peste cap cu totul. Un eveniment neplăcut îți poate răni credința, o situație rea te poate descuraja. Însă cu câtă gingășie și răbdare Domnul se ocupă de ucenicul său lipsit de credință. Îl cheamă spre rănile lui pentru că prin rănile lui suntem tămăduiți. Aduți în dimineața aceasta degetul încoace și uite-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Dragilor, Aici vedem că Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe Toma cu dragoste în punctul său de slăbiciune și în dimineața aceasta Domnul Hristos ne întâlnește și pe noi cu dragoste în punctul nostru de slăbiciune, de îndoială, de descurajare, de frică. Aduți mâinile încoace și uite te că prin rănile mele sunteți sunte stămăduiți, sunteți stămăduiți. Vindecarea nu poate veni de la cineva care nu a fost rănit. Vindecarea, dragilor, nu poate veni de la cineva care nu a fost rănit. Pe de altă parte, să știți că Domnul nostru Isus este un Isus strădat, un mântuitor rănit, un Isus cicatrizat, un vindecător străpuns. De asemenea, pacea nu poate veni de la cineva care n-a cunoscut violența. Iertarea nu poate veni de la cineva care nu a fost strădat. Isus a fost strădat. Și Duhul Sfânt nu poate veni de la cineva care nu s-a simțit părăsit. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Învățăm în Duminica Tomei, Tomii, că rănile lui vindecă rănile noastre. Toma nu avea nevoie de nu știu ce altă divinitate, altă revelație. Avea nevoie de Hristos și de El răstignit. De rănile lui Hristos, pentru că prin rănile lui suntem tămăduiți. Știți ce vedem aici, dragilor? Vedem un Dumnezeu care va lămuri întotdeauna îndoielile unui om sincer. Ne simțim rău când suntem îndoielnici. Dar să știți că Dumnezeu va rezolva întotdeauna îndoielile unui om sincer, unui om cu credința rănită. Toma voia să vadă rănile, ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune și dacă, de trei ori dacă, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și lucrul cel mai măreț pe care îl descoperim aici, în întâmplarea aceasta, este că Domnul Isus Împlinește din proprie inițiativă dorința lui Toma. Atât de mare preț pune Domnul Iisus Hristos ca Toma să vină la credință. Atât de mare preț pune Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta ca toți să venim la credință. Amin. În Duminica a Tomii învățăm că rănile lui vindecă rănile noastre. Amin. Nu există rană sufletească, trupească, emoțională pe care Hristos să nu o poată vindeca. Dumnezeu se uită cu dragoste în momentul nostru de slăbiciune, de îndoială. Și lui Toma îi vindecă inclusiv credința rănită. Îi vindecă inclusiv credința rănită. adu degetul în coastă, adu-ți de degetul în coace și uită-te la mâinile mele. Și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Să știți că Ioan 20 cu 27, Ioan 20 cu 27, Face parte din afirmațiile cele mai pline de dragoste din Noul Testament. Vedeți, dragilor, răzvan să vii că ne apropiem de încheiere. În timpul activit activității mele sportive, am avut două accidentări grave. Mi-am rupt umărul în anul 2002 și am o operație foarte mare și e vizibilă. Și apoi în 2006 mi-a rupt tendonul Ahilian. Cât timp am fost departe de Dumnezeu, am vrut să-mi ascund aceste cicatrici cu tatuaje. Am zis că mai bine să fie un tatuaj decât să se vadă atât de oribil rana respectivă. Cel puțin la umăr m-a operat foarte urât. Cum zicem noi, ca în România. Când m-am trezit dimineața în salon, după ce seara medicul mi-a zis, va fi o incizie mică de 2 centimetri cred că are vreo 12 cm. Și m-am uitat la umăr și am început să plâng. Aveam 22 de ani în spitalul municipal din București. Și un om mai în vârstă din salon a zis, leu ce urât arată. Săracul, mai e și tânăr. După ce m-am pocăit, m-am gândit că poate reușesc cu operații estetice să scot. Și apoi, dragilor și m-am gândit și am zis, ce ar fi să las eu acele cicatrici? Pentru că acele cicatrici sunt semnele unei munci asidue, semnele performanței, semnele curajului de a merge mai departe. În dimineața aceasta noi nu ne uităm la semnele mele, ci ne uităm la semnele Domnului Isus Hristos. În trupul glorificat nu și-a ascuns rănile, pentru că prin rănile lui suntem tămăduiți. Am auzit, cred că în 2007 sau 2008, o predică de-a fratelui Luigi Minsoi și vorbea despre un pompier, unde-i Eli, care a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări. Și colegii lui au spus să nu mai intre, pentru că riscul era foarte mare să-și piardă viața. Însă a văzut că la etaj era o fetiță. A intrat prin flăcări, a acoperit fetița respectivă și a scăpat-o din flăcări. A scăpat-o din flăcări. Părinții fetiței muriseră. Pompierul respectiv a fost cuprins de flăcări. Fața și mâinile erau arse. După ceva timp, pentru adopția ei s-au bătut mai mulți cine să ia fetița respectivă. Însă, în timpul procesului, în timp ce se disputa adopția ei, la un moment dat și pompierul respectiv, salvatorul ei, și-a descoperit fața și mâinile arse în foc. Fetița s-a ridicat și a fugit în brațele acestui pompier. Noi vedem în dimineața aceasta rănile lui Hristos și fugim în brațele lui. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Tom avea o credință rănită, un eveniment, evenimentul crucificării l-a răsturnat cu totul dar Hristos a venit să-l repună în picioare, să-i redea credința. Astfel, dragul meu, vreau să spun în dimineața aceasta, al treilea lucru, că îndoiala, în Duminica Tomei, îndoiala se transformă în închinare. Pentru că am descoperit că părtășia creștină este onorată de prezență, de vine Hristos, este în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Și descoperim în dimineața aceasta că prin rănile Lui, rănile noastre sunt vindecate. Putem avea parte chiar și de o credință rănită. Un eveniment, o boală, un diagnostic, un faliment, probleme în familie ne pot răsturna cumplit. Dar Hristos vine și ne așează în picioare din nou. Îndoielnicul Toma intră și spune, dacă nu văd, nu nu am nevoie de altă experiență. Nimic nu mai îmi dorul. Nimic nu mă mai poate face fericit. Cei mai nefericiți oameni de pe pământ sunt cei care au gustat din Hristos și rătăcesc pe căile lumii. Veniți înapoi, dragilor! Pentru că prin rănile lui sunteți tămăduiți. El tămăduiește credința rănită, dezamăgirea, descurajarea, decepția, depresia și toate celelalte pe care le avem. Păcatul care ne-a ruinat, pe diavolul care ne-a biruit uneori plecând din comunitate. Iisus Hristos e viu și este în mijlocul nostru. Și apoi în Duminica Tomi învățăm că este ziua în care îndoiala se transformă în închinare. Când a văzut Toma rănile, știți ce a zis Toma? Drept răspuns, Tom a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, aleluia! Pentru că în prezența Domnului, îndoiala, incertitudinea, necredința, lipsa de speranță, descurajarea, își găsesc sfârșitul. Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos, dragilor, transformă viața noastră nefericită într-o explozie de har, într-o explozie de revelație, într-o explozie de vindecare, de împlinire. Găsim în prezența lui Hristos o descătușare de îndoială, de nefericire, de necredință, de tristețe, de amărăciune și vom pleca acasă exclamând de bucurie, Domnul meu! și Dumnezeul meu. Biserica este minunată, părtășia este glorioasă pentru că este onorată de prezență divină. În mijlocul nostru este un Hristos care ne arată rănile și prin rănile Lui suntem vindecați. Și apoi El ia dacă al nostru și ne-L dă pe daca Lui, dacă pot. Totul este cu putință celui ce crede și în dimineața aceasta credem că Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Venim aici sub îndoială și plecăm acasă sub puterea credinței, binecuvântat să fie Domnul. Toma spune Domnul meu și Dumnezeul meu, El este Domnul meu, El este cel cu care am umblat, L-am identificat în mijlocul părtășiei creștine, în biserică, L-am identificat după răni. Și mă închin în Duh și în Adevăr, pentru că Revelația mea este autentică, profundă și extraordinară. Vă invit cu respect să vă ridicați. Să știți că nu veți găsi o mărturie mai puternică despre Domnul Isus decât mărturia lui Toma. Este una dintre cele mai mari mărturisiri de credință din Scripturi. Pentru un evreu, a spune Domnul meu și Dumnezeul meu era mai presus de orice. Declarația importantă de credință a lui Toma este apogeul întregii Evanghelii. Este apogeul întregii Evanghelii. Toma recunoaște divinitatea lui Hristos și faptul că El este Mântuitorul în dimineața aceasta înțelegem cât de important este părtășia creștină. Ea este onorată de prezență divină. Iată că eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Dragilor, înțelegem în dimineața aceasta că rănile Lui vindecă rănile noastre. Toate experiențele extra pe care le-am avut în afara Lui Hristos sunt zadarnice. În dimineața aceasta trebuie să-L vedem pe Hristos purtând semnele cu elor în mâinile sale. Nu apostoli, nu alte entități spirituale, nu îngeri, revelația supremă a vieții noastre și revelația supremă a lui Tom a fost Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Hristos trebuie să ți se descopere în dimineața aceasta. El este Salvatorul, El este Mesia, El este Hristosul, este Biruitorul morții. El este salvatorul lumii întregi. Și apoi, în ultima instanță, El transformă îndoiala în închinare. Venim sub puterea îndoielii și plecăm sub puterea credinței. Iisus Hristos e viu. Invit pe soția mea să vină în față și vom cânta acest cântec. În Timpul acestui cântec ne bucurăm de părtășia creștină. Cerem ca rănile lui să vindece rănile noastre. Unii dintre noi suntem cei singuri cei ostracizați, purtăm și noi rănile noastre, descurajările noastre, frământările noastre, dar toate acestea au soluția în rănile lui Isus Hristos. Rănile lui te vindecă în dimineața aceasta. Îți vindecă credința rănită, îți pot vindeca boala, neputința, depresia, situația în care te afli. Rănile lui Isus. Dacă n-ai fi fost tu, Doamne, ar fi fost vai de noi, de fiecare dintre noi. Dar ne încredem în Tine, Doamne. Ne încredem în Tine, Doamne Dumnezeule, că Tu lucrezi și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Tău. Am fi căzut de mult, Doamne Dumnezeule, am fi căzut de mult sub greul îndoielii, dar Tu ai venit de fiecare dată în cadrul părtășiei creștine și ne-ai ridicat, Doamne. Ne-ai ridicat, Doamne. Și această zi nu este numai ziua lui Toma, este și ziua lui Alin Jivan și este și ziua lor, Doamne, pentru că Tu ești prezent aici. Ești prezent aici. Ne încredem în Tine până la capăt.